Președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat marți că există posibilitatea ca o parte dintre actualii miniștri ai cabinetului să facă parte din viitorul guvern și a mai spus că fiecare actual ministru va fi analizat cu toată seriozitatea. Potrivit unor surse din partid, o schimbare se va face la Ministerul Educației. Ministrul maramureșan Liviu Marian Pop ar putea fi înlocuit de vicepreședintele PSD, Caterina Andronescu. Liviu Pop a fost propunerea premierului Mihai Tudose pentru funcția de ministru al educației. Maramureșanul a mai ocupat fotolul de la învățământ și în guvernul Ponta 1 în perioada mai-iulie 2012. Schimbări ar putea exista și la Ministerul Economiei, condus azi tot de un maramureșan. Dragnea a spus despre Gheorghe Șimon în septembrie, când a fost numit în funcția de ministru, că are o experiență foarte mare în economie, are o activitate veche în PSD și o experiență în economia reală. Este inginer, are toate argumentele pentru a fi un bun ministru. Maramureșul este reprezentat și de trei secretari de stat, Bogdan Tomoiagă la Ministerul Turismului, Cosmin Butuza la Ministerul Tineretului și Sportului și Dragoș Tita la Ministerul Transporturilor. Președintele PSD, Liviu Dragnea, dorește modificarea legislației astfel încât secretarii de stat să nu mai fie numiți de către premier, ci direct de miniștri. Rămâne de văzut ce reprezentare va avea județul Maramureș în noul guvern.